Mi-aduc aminte de o rugăciune pe care o rosteam în copilărie, învățată de la tâna mea, de la bunica mea care nu știa carte și pe care o rostesc și acum, dedicată Sfintei Cruci, și la un moment dat Maica Domnului este chemată ca să ne acopere sub acoperământul ei alinător. Și în această rugăciune în versuri spuneam și spune încetat: Maica Sfântă-i cu poala întinsă și pe noi toți necuprinsă. Și totodată este chemat Dumnezeu la masă cu noi și se spune în rugăciune: cruce în casă, cruce în masă, cruce în toți patru cornuri de casă, Dumnezeu cu noi la masă, Maica Sfântă la fereastră, îngerii împrejur de casă. Maica Sfântă-i cu poala întinsă și pe noi toți necuprinsă. Și eram mic și am întrebat pe bătrânii satului: de ce Dumnezeu e cu noi la masă și Maica Sfântă e la fereastră? Și bătrânii mi-au spus această istorioară pe care o știau și ei în sat, din moși strămoși, cum Sfântul Apostol Petru a fost așezat portar și păzitor la ușile împărăției cerurilor și la un moment dat Dumnezeu s-a preumblat prin rai și a văzut mulți păcătoși și lăuntru și l-a chemat pe Apostolul Petru, căruia a încredințat cheile raiului, și l-a dojenit întrebându-l: cum de ai lăsat atâția păcătoși să intre pe poartă? Iar Petru i-a spus Domnului: Doamne, eu am păzit cu strâșnicie poarta raiului, însă Maica ta preasfântă i-a introdus pe fereastră. Și am înțeles mai bine de ce Maica Domnului este neîncetat la fereastra casei sufletului nostru, dar și la fereastra raiului. Dacă Apostolul Petru are această poruncă de a păzi poarta raiului, Maica Domnului, plină de milostivire, așteaptă la fereastră ca să ne introducă în împărăția cerurilor. Dar și Apostolul Petru se bucură atunci când putem intra în rai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiubiții mei, dau slava tot milostivului Dumnezeu că m-am vrednicit să ajung la prăznuirea Sfinților Apostol Petru și Pavel aici, în comunitatea noastră euharistică de la Odense, în insula Fiun, unde se cinstește în mod deosebit icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, stăpâna acestei insule, dar și icoana sa alăptătoarea de la Țibleș. Am trecut prin foarte multe peripeții în călătoria mea, deoarece avioanele au întârziat foarte mult, însă tot milostivul Dumnezeu m-a întărit și m-a ajutat să ajung în mijlocul frăților voastre la această sinaxă euharistică programată de multă vreme, la care v-ați adunat nu doar compatrioții și danezii drept măritori de pe această insulă, ci și cei veniți din peninsula Jutlanda și din peninsula Zeeland, din regatul Danemarcei. Așadar, mă bucur și vă binecuvântez și îi rog pe Sfinții Apostol Petru și Pavel, pe care îi prăznuim astăzi, să ne ajute să ne întărească și să ajungem și noi în împărăția preasfintei și de viață făcătoarei trăim, acolo unde ei se bucură neîncetat și ne îmbucură și pe noi prin mijlocirea și ocrotirea lor. De ce îi sărbătorim în aceeași zi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel? Fiindcă ei au fost contemporani, Apostolul Petru a fost chemat în perioada propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ, înainte de răstignirea și învierea și înălțarea sa la slujirea apostolească, însă Apostolul Pavel a fost chemat mult mai târziu, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Nu l-a cunoscut pe Domnul în perioada propovăduirii Evangheliei sale, însă l-a cunoscut mai târziu. Îi prăznuim împreună, scump frate și scumpă soră, pentru că ei s-au săvârșit mucenicește în aceeași cetate a Romei și în aceeași zi de 29 iunie
anului 67, în timpul persecuției împăratului roman Nero. Deci, în aceeași cetate și în aceeași zi au primit cununa muciniciei. Apostolul Petru a fost răstignit pe cruce, cu capul în jos, fiindcă așa a cerut, considerându-se nevrednic de a fi răstignit asemenea Mântuitorului, ci dorind neîncetat să-L privească pe Cel răstignit pe cruce, înviat din morți și înălțat la cer, și să privească cerul care avea să se deschidă și să-i primească și sufletul său curățit prin botezul sângelui. Iar apostolul Pavel a fost decapitat, fiindcă era cetățean roman. Răstignirea pe cruce era o pedeapsă umilitoare pentru cetățenii romani și apostolul Pavel a fost decapitat, iar atunci când a fost decapitat, creștetul său s-a rostogolit și în locul în care s-a rostogolit de 3 ori a izvorât izvor cu apă tămăduitoare. De aceea, locul pe care a fost martirizat se păstrează până astăzi, peste care s-a înălțat o frumoasă biserică și se numește locul de la cele 3 fântâni, 3 fontane, adică cele 3 izvoare tămăduitoare unde a fost decapitat Sfântul Apostol Pavel. Așadar, prea iubiții mei, Sfântul Apostol Petru, cum știm, provenea din orașul Betsaida Galilei, dintr-o familie simplă, de pescari. Iar Apostolul Pavel provenea din Tarsul Ciliciei, dintr-o familie de evrei. El a învățat la școala vestitului rabin Gamaliel. Apostolul Petru a fost căsătorit, Apostolul Pavel nu a fost căsătorit niciodată, ceea ce ne arată că și căsătoria și viața monahală sunt binecuvântate de atot milostivul Dumnezeu. Acestea, căsătoria și nevoința monahală, sunt cei 2 versanți ai taborului. Ținta este aceeași. Să ne aducem aminte că Mântuitorul Iisus Hristos pe tabor i-a luat pe de o parte ca martori ai transfigurării sale pe profeții deja proslăviți, Moise, care era căsătorit, și Ilie, care era necăsătorit, dar între cei 3 apostoli curățiți, care s-au împărtășit din lumina cea pururea fiitoare a slavei sale, a fost, pe de o parte, apostolul Petru, care era căsătorit, iar pe de alta au fost Iacob și Ioan, care nu erau căsătoriți, erau feciorelnici. Ambele căi sunt binecuvântate de Dumnezeu. Pe ambele căi putem să ajungem la desăvârșire, la unirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ceea ce ne arată și cei 2 apostoli, Petru și Pavel, unul căsătorit și celălalt necăsătorit, pe care îi prăznuim astăzi. Apostolul Petru s-a numit înainte Simon, iar apostolul Pavel s-a numit înainte Saul, așa cum știm. Când le-a schimbat Mântuitorul Iisus Hristos numele? Atunci când apostolul Petru l-a mărturisit în Cezarea lui Filip, Mântuitorul Iisus Hristos i-a întrebat pe ucenicii săi: ce zic oamenii că sunt eu? Și atunci Petru, luminat de Duhul Sfânt, a spus: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus: Simone, fiul lui Iona, nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci însuși Părintele meu cel Ceresc. De aceea, de acum înainte, nu te vei mai numi Simon, ci te vei numi Chefa, adică, în limba aramaică, Chefa înseamnă piatră, fiindcă pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Și de atunci, Simon s-a numit Petru. Iar apostolul Pavel, mult mai târziu, după convertirea sa minunată pe drumul Damascului, avea să-și schimbe numele din Saul în Pavel, care se tâlcuiește din limba latină Paul, din limba greacă Pavlos, mic sau umil. De ce și-a asumat acest nou nume, apostolul neamurilor?
fiindcă el a fost un mare prigonitor al creștinilor înainte de convertirea sa. Iar atunci când se îndrepta spre cetatea Damascului pentru a-i chinui și a-i aresta pe creștini și a-i aduce la judecată în cetatea sfântă a Ierusalimului, însuși Mântuitorul Iisus Hristos, învăluit de o lumină foarte puternică, i s-a arătat, el a căzut jos de pe cal și l-a întrebat: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Adică apostolul Pavel îi chinuia, îi prigonea pe creștini, însă suferea însuși Mântuitorul Iisus Hristos. El lovia în trupul bisericii și suferea capul acesteia și i-a spus Mântuitorul: greu ți este să lovești cu piciorul tău în țepușă. Și sigur a orbit pe loc și apostolul Pavel l-a întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos ce să facă, iar acesta, Domnul însuși, l-a îndrumat spre apostolul Anania din cetatea Damascului, care l-a botezat și odată cu îmbrăcarea sa în Hristos și a recăpătat apostolul Pavel vederea. Și aceasta îi unește, scump frate și scumpă soră, pe cei doi corifei ai apostolilor, pe Sfinții Petru și Pavel, lacrimile de pocăință. Fiindcă cunoaștem că apostolul Petru, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a fost arestat și dus spre răstignire, s-a lepădat de trei ori de Domnul, însă și-a plâns acest păcat al lepădării de Mântuitorul Hristos cu lacrimi de pocăință. Și apostolul Pavel, de asemenea, și-a plâns păcatul prigonirii fraților mai mici ai Mântuitorului și a suferinței pe care a pricinuit-o el Domnului prin prigonirea celor cu care Domnul se identifică de plin, acest păcat și l-a plâns toată viața. Iar apostolul Petru, numit și verhovnicul ucenicilor, a primit de la Domnul cheile raiului. De aceea noi îl numim și păzitor la poarta împărăției cerurilor. Și mi-aduc aminte de o rugăciune pe care o rosteam în copilărie, învățată de la tâna mea, de la bunica mea care nu știa carte și pe care o rostesc și acum, dedicată Sfintei Cruci, și la un moment dat Maica Domnului este chemată ca să ne acopere sub acoperământul ei alinător. Și în această rugăciune în versuri spuneam și spune încetat: Maica Sfântă-i cu poala întinsă și pe noi toți necuprinsă. Și totodată este chemat Dumnezeu la masă cu noi și se spune în rugăciune: cruce în casă, cruce în masă, cruce în toți patru cornuri de casă, Dumnezeu cu noi la masă, Maica Sfântă la fereastră, îngeri împrejur de casă, Maica Sfântă cu poala întinsă și pe noi toți necuprinsă. Și eram mic și am întrebat pe bătrânii satului: de ce Dumnezeu e cu noi la masă și Maica Sfântă e la fereastră? Și bătrânii mi-au spus această istorioară pe care o știau și ei în sat, din moși strămoși, cum Sfântul Apostol Petru a fost așezat portar și păzitor la ușile împărăției cerurilor și la un moment dat Dumnezeu s-a preumblat prin rai și a văzut mulți păcătoși înăuntru și l-a chemat pe apostolul Petru, căruia a încredințat cheile raiului, și l-a dojenit întrebându-l: cum de ai lăsat atâția păcătoși să intre pe poartă? Iar Petru i-a spus Domnului: Doamne, eu am păzit cu strâșnicie poarta raiului, însă Maica ta preasfântă i-a introdus pe fereastră. Și am înțeles mai bine de ce Maica Domnului este neîncetat la fereastra casei sufletului nostru, dar și la fereastra raiului. Dacă apostolul Petru are această poruncă de a păzi poarta raiului, Maica Domnului, plină de milostivire, așteaptă la fereastră ca să ne introducă în împărăția cerurilor. Dar și apostolul Petru se bucură atunci când putem intra în rai și este deseori evocat în multe colinde populare
Și ni se spune acolo că el se bucură nespus de mult pentru cei care îl urmează pe mirele bisericii, pe Mântuitorul Iisus Hristos și trec pe poarta împărăției. Apostolul Petru nu a fost pus la porțile raiului ca să le ține încuiate, ci să le deschidă neîncetat și să îmbrățișeze pe toți fiii împărăției. Dar sigur că Apostolul Petru știe că Domnul este blândul păstor, dar este și nemitarnicul judecător. De aceea, scump frate și scumpă soră, să urmăm modelul de pocăință al celor doi apostoli, Petru și Pavel, au greșit. Dar nu este important că au greșit atunci când apostolul Petru s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos, deși i-a făgăduit că nu se va lepăda de el niciodată, ci va suferi împreună cu el, însă Domnul a știut că se va potigni în credință, iar apostolul Pavel i-a prigonit pe creștini și a fost cel mai apric apărător al legii mozaice, urându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos, urându-i pe ucenicii acestuia. Și iată, ambii apostoli, Petru și Pavel, s-au îndreptat și au plâns păcatele și, mai cu seamă, păcatul lepădării de Domnul prin lacrimi de pocăință și Domnul le-a primit întoarcerea lor. Și l-a repus pe apostolul Petru în treapta apostoliei, iar pe apostolul Pavel l-a chemat să fie propovăduitor al Evangheliei sale, pretutind el fiind supranumit până astăzi apostolul neamurilor. Ceea ce înțelegem, scump frate și scumpă soră, că și nouă deseori ne lipsește frângerea inimii, ne lipsește plânsul de pocăință, ne lipsește comuniunea, ne lipsește dragostea față de aproapele și învățăm de la apostolii Petru și Pavel să ne plângem păcatele, fiindcă atunci suntem adevărați, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și să ne îndreptăm, să ne ridicăm, fiindcă nu este important că am căzut, ci important este că ne-am ridicat. Aceasta să facem, scump frate și scumpă soră, să ne ridicăm neîncetat și să cultivăm pocăința pe care au cultivat-o și cei doi mari apostoli pe care îi prăznuim astăzi și pentru ale căror rugăciuni Domnul să ne dorească tuturor un colțișor de rai. Amin!